Bună ziua, domnul Cârstea, suntem la Centrul Zonal Financiar Urban din Curtea de Argeș și aș vrea să vă întreb de la bun început, de ce este importantă colectarea selectivă a gunoiului? Vă rog să explicați pentru cei care ne urmăresc. În primul rând, colectarea selectivă reduce volumul de gunoi, implicit depozitarea și toate costurile în vederea eliminării. Am început cu pași mărunți, acum am ajuns la un volum de colectare foarte mare. Am început și pe UAT-urile de pe topolog, unde a mers mai greu colectarea. Acum, inclusiv Sălătrucu, am dat o mână de ajutor acolo să facem, să promovăm această colectare. Ne ducem cu mașina, cu saci, care îi dăm în schimb celor care îi primim în cadrul la colectarea selectivă și merge mai greu, dar începem să facem progrese. Da, dar urmare colectării selective bănuiesc că a mai scăzut și prețul scade, la gunoi. Obligatoriu, scade cantitatea, volumul de gunoi, că la noi totul intră pe cântar. Intră și iese pe cântar. Clar, dacă dumneavoastră ați avea să adresați un apel către cetățeni în sprijinul acestei colectări selective, ce le-ați spune? I-aș ruga că este imperios necesar să înțeleagă chestia aceasta, că nu trebuie să pună jos gunoiul, că gunoiul luăm oricum necondiționat, dar în ziua respectivă nu se-l amestece cu selectivul, că în momentul când se duce acolo în rampă avem o stație de sortare unde totul se procesează manual. Și e mai mare, păcatul să plătești mai mulți bani pentru o comoditate. Exact, da. Dincolo de orice, cam de câte ori pe săptămână faceți colectare de gunoi în zonele rurale? Săptămânal. Deci în zonele rurale săptămânal și în oraș și în fiecare zi, în special pe asociațiile de locatari, unde este neapărat nevoie să facem colectarea zilnic, întrucât degajă mirosuri. Și chiar vreau să vă întreb dacă în timpul pandemiei cantitățile de gunoi colectate au crescut sau au scăzut? Nu, au fost constante. Constante. Lumea a dat, deci gunoiul n-a suferit de pandemie, să știți. Nu. Toată lumea a dat normal, nu s-au dezis de la